un ficat. Imaginea surprinsă de noi în momentul de față arată un ficat normal, un ficat curat, care nu prezintă formații intrahepat și nu prezintă încărcare grasă. Este un ficat ap al unui om sănătos. Facem comparația. Aici vedem un ficat plin de grăsime. Steatoza hepatică înseamnă acumulare de grăsime în ficat într-un procent mai mare de 5%. Grăsimea apare printre toate celulele acestui organ. Grăsimea apare în ficat din cauza obezității, din cauza grăsimilor prea mari din sânge, din cauza diabetului, dar și când tiroida suferă. Dacă sursa steatozei este atât de diabet, tratăm diabetul ca atare, cu antidiabetici orale sau insulină, la care adăugăm un regim dietetic corect, adecvat. Dacă sursa steatozei este dată de dislipidemie, cu siguranță noi vom trata colesterolul și trigliceride, nu cu hepatoprotectoare, ci cu un regim alimentar corect, sport, mișcare. Cea mai evidentă legătură între problema de tiroidă și ficatul gras apare cel mai frecvent la pacientele cu hipotiroidie. În hipotiroidie, deci când tiroidea nu funcționează bine, crește colesterolul, crește LDL-ul, scade colesterolul bun, cresc trigliceridele, apare o încărcare grasă într-un hipotiroidism. Nu există un tratament medicamentos specific al steatozei, al entității steatozei, ci este un tratament al cauzei care generează steatoza hepatică. După ce informez cauza steatozei hepatică, instant, spune doctor, ce hepatoprotector mi se potrivește mie? Preparatul X, Y sau Z? Și eu răspund, probabil niciunul. Suplimentele alimentare, numite protectoare hepatice, nu vindecă ficatul gras. Grăsimea cotropește ficatul. Dacă lăsați boala să avanseze, grăsimea va determina cicatrici, iar cicatricile vor lua treptat locul celulelor funcționale. Ultima etapă a bolii se numește ciroză hepatică. Înseamnă un organ vital nefuncțional.